Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei! De data aceasta am pregătit pentru voi o analiză foarte interesantă referitoare la acest Mercur retrograd care ne va afecta pe toți în cursul lunii august. Da, o să vedem și în mod foarte personal pentru semnul vostru zodiacal ce înseamnă acest Mercur retrograd, dar înainte vreau să vă dau câteva indici, câteva indicații ca să pornim cu toții de la același nivel de înțelegere, să nu ne mai speriem de perioadele astea de Mercur retrograd, da? Că văd peste tot Mercur retrograd ca fiind acest baobau, acest balaur, acest lucru atât de speriat, când de fapt, dacă înțelegem ce se întâmplă acolo, dacă înțelegem energia din spate, noi putem chiar de fapt să avem parte de foarte mult succes și foarte multe lucruri pozitive în viața noastră în perioadele de Mercur retrograd. În primul rând, hai să vedem ce înseamnă când o planetă merge în mișcare aparent retrogradă. Păi, în primul rând, din punct de vedere astrologic, retrogradarea unei planete înseamnă că va parcurge de 3 ori, o dată direct, o dată retrograd și încă o dată direct, aceeași porțiune astrologică, aceeași porțiune de zodiac. Da? Asta e tot. Asta e o retrogradare în termeni astrologici. Ce înseamnă acum asta pentru noi? Înseamnă că energia acelei planete este mult mai profundă, este mult mai puternică. Și de aceea nouă ne este mai greu în perioada de retrogradare a unei planete, pentru că e prea mult din energia planetei respective. Și nu știm tot timpul cum să lucrăm cu atât de mult din energia respectivă, da? Dar nu e nimic de speriat. Pentru că, dimpotrivă, dacă înțelegem fiecare retrogradare, în ce semn zodiacal are loc și ce ne poate aduce pozitiv ca oportunități și lucrăm cu energia, nu ne luptăm contra curentului, ci mergem cu trendul, da, momentului, putem chiar să avem rezultate foarte pozitive. Hai să vedem acum ce simbolizează planeta Mercur, da? Ca să ne fie clar tuturor să vorbim aceeași limbă. În primul rând, Mercur guvernează gândirea, comunicarea, scrierea, vorbirea, da? Tot ce ține de interacțiunile acestea umane prin comunicare. Mercur, de asemenea, guvernează călătoriile, călătorii, drumurile, vehiculele, autovehiculele, și aici la vehicule mă refer la orice, că e o bicicletă, o tricicletă, o mașină, un scooter electric, o motocicletă, un tren, un avion, toate mijloacele de transport în general sunt guvernate de planeta Mercur. Mercur guvernează de asemenea tot ce ține de comerț, publicitate, contracte, negocieri, da? Și, în ultimul rând, guvernează tot ce ține de tehnologie și telecomunicații. Telefoane, tablete, laptopuri, calculatoare, televizoare, rețele de comunicare, da? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, toate acestea stau așa sub umbrela majoră a planetei Mercur. Da? Prin urmare, în toate aceste domenii sau aspecte ale vieții noastre pe care le-am enumerat până acum, între 5 și 29 august, cât Mercur este în mișcare aparent retrogradă, va fi foarte multă energie acolo. Da? Și ce se întâmplă când e foarte multă energie în sistem? Păi, vedem foarte simplu un exemplu super tangibil, ce se întâmplă cu rețeaua electrică când e supra-solicitată, când e prea multă energie în sistem. Apar scurt-circuite. Și asta se poate întâmpla și în viața noastră dacă nu suntem atenți. Dar dacă suntem atenți, putem să evităm scurt-circuitele și, dimpotrivă, să redirecționăm acea energie ca să deblocăm anumite aspecte care erau blocate în viața noastră până acum. Ok? Bun, acum hai să vedem ce este tipic pentru Mercur retrograd în general. Da? În general, atunci când Mercur este în mișcare aparent retrogradă, pot să apară probleme cu toate aceste subiecte pe care le-am enumerat mai sus. Da? Avem 100.000 de gânduri pe minut și ne este foarte greu să transpunem aceste gânduri într-o propoziție clară și concisă, pentru că gura noastră nu poate să țină pasul cu rapiditatea gândirii noastre. Da? De aia apar probleme în comunicare de obicei. probleme în scriere, să spun. Avem atât de multe idei și scriem atât de repede că sigur o să avem niște greșeli de ortografie sau de punctuație, da? Cu călătoriile. Suntem atât de entuziasmați să plecăm la drum, să mergem, să călătorim, să vedem, să vizităm, să facem XYZ și nu suntem atenți că poate am uitat să punem benzină în rezervor, poate am uitat să ne punem centura, poate am uitat ceva mai mare sau mai mic sau poate pur și simplu toată energia asta, dacă noi o ignorăm, ea iese la suprafață sub forma, nu știu, unei probleme la motor, o problemă cu roți, ceva, o întârziere, ceva apare acolo ca să avem noi timp să ne calmăm și să procesăm toată această energie. În comerț, în publicitate, la fel, pot să apară tot felul de neînțelegeri. Da, eu cred că am pus o comandă online pentru un produs și hopa îmi vine pe altă mărime sau pe altă culoare că n-am fost atent pentru că era prea multă energie și m-am grăbit să fac lucrurile cu foarte mare rapiditate. Cu tehnologia, la fel, putem să avem probleme cu telefoanele, probleme cu e-mail-urile, cu SMS-urile, fie le trimitem prea repede, fie nu se transmit cum ar trebui, dar poate să apară genul acesta de impedimente în viața noastră, dar nu neapărat. Pentru că, în egală măsură, Mercur în mișcare apare în retrograde ne duce foarte multe oportunități. De exemplu, putem să recitim un text și de data aceasta să observăm anumite detalii care prima oară efectiv au trecut neobservate pe lângă noi, ne-au scăpat. Dar acum vedem și partea cea mai subtilă a exprimării din textul respectiv. Prin urmare, Mercur retrograd e o perioadă foarte bună pentru elevi, pentru studenți, pentru cei care vor să învețe sau să se perfecționeze într-o anumită direcție. E o perioadă foarte bună ca să recitim niște contracte, pentru că s-ar putea să vedem acolo, hei, că ceva nu e tocmai legal, ceva nu e tocmai ok și putem să renegociem ceva. Da? În favoarea noastră, bineînțeles. Mercur retrograd e o perioadă ideală să replanificăm, să ne uităm peste planurile noastre și în viața personală și în viața profesională și să replanificăm ceva, să observăm care sunt punctele sensibile în planurile pe care le-am făcut noi și de data aceasta să venim cu soluții mult mai bune. Mercur retrograd e o perioadă foarte bună pentru scriitori să revină asupra manuscrisului, să rescrie, să modifice ceva astfel încât exprimarea să fie mai clară, astfel încât lucrurile să fie mai fluide și efectiv opera lor, dar munca lor să fie mai de calitate. Mercur retrograd este și o perioadă foarte bună ca să refacem orice e de refăcut în casa noastră sau în viața noastră. Da? Să renovăm, să reparăm, să revenim asupra unor lucruri pe care le-am făcut sau le-am spus sau le-am gândit în trecut și acum venim cu îmbunătățiri. Ok? Ce e specific acum pentru acest Mercur retrograd, care va afecta două părți ale hărții noastre natale pentru fiecare dintre noi. Pentru că Mercur acesta retrograd, vedeți, începe în Fecioară și se termină în Leu. Da? Vedeți și aici în imaginea care v-am pus-o pe ecran. Deci afectează două zone de viață pentru fiecare dintre noi. În mod general, cu toții va trebui în cursul lunii august să fim conștienți că avem de face aici cu un Mercur retrograd profund transformator. Și aici vorbesc în mod personal, foarte profund, ne va afecta pe fiecare dintre noi. Bineînțeles, cel mai mult te afectează pe Fecioară și pe Lei, dar toată lumea are Fecioara și Leu undeva în harta natală și ne guvernează câte o parte din viața noastră, da? Și, în general, cu toții va trebui să ne gândim la ce compromisuri facem noi ca altora să le fie bine. Și poate nouă să nu ne fie bine, da? E această punere în contrast, punere în perspectivă între noi versus alții, da? Va trebui să ne uităm la acele situații din viața noastră în care îi punem pe alții pe primul loc și sacrificăm poate nevoile noastre pentru binele comun, da? Facem sacrificii pentru binele comun. Că e vorba aici de o comunitate, de o familie, de un grup de prieteni, de colegii de la lucru, de vecinii din jurul nostru, nu contează. Unde ne sacrificăm nevoile noastre și dorințele noastre, astfel încât să nu facem valuri și să fie bine pentru toată lumea, dar poate nu e neapărat bine pentru noi. Și pe urmă va urma o corecție în această direcție. Va trebui să corectăm ceva în această direcție. Înainte să trecem mai departe și să folosim cărțile de tarot ca să scoatem niște mesaje foarte specifice pentru semnul vostru zodiacal, să vedem cum putem să navigăm cât mai eficient pentru noi această perioadă de Mercur retrograd, Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat canalului meu de YouTube, să vă mulțumesc tuturor celor care dați like-uri filmărilor mele, care mergeți pe canalul meu și vă uitați și la analizele pe care le-am făcut în trecut. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi lăsați mesaje, fie că îmi puneți întrebări sau îmi lăsați mesaje de încurajare. Chiar mă ajută foarte mult și mă bucură foarte, foarte mult când faceți aceste mici gesturi de apreciere față de munca mea, față de efortul meu, față de ce încerc să construiesc aici alături de voi. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult! Hai să vedem acum pentru toți cei care aveți zodia Săgetător, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al Săgetătorului, ce mesaje au cărțile de tarot pentru voi, cum puteți să navigați cu cât mai mare ușurință perioada aceasta de Mercur retrograd. În primul rând, aș vrea să știu în ce aspect al vieții voastre trebuie să faceți o pauză, să vă uitați foarte atent, să analizați situația și poate să ajustați anumite aspecte. Avem aici arcana majoră, nebunul. Dragii mei, trebuie să vă uitați foarte, foarte, foarte atent la tot ce este vechi, învechit și blocat în viața voastră. Pentru că vă așteaptă aici un nou început, o nouă etapă de viață. Trebuie să aveți foarte mult curaj, trebuie să vă găsiți curajul să începeți această nouă etapă de viață, dar în egală măsură, când începeți această, că e un nou proiect, că e o nouă relație, că ceva nou începe în viața voastră în această perioadă, când începeți acel lucru nou, că e un nou job, nu știu, o nouă afacere, o nouă prietenie, ce-o fie, poate vă luați un telefon nou, nu contează, orice apare nou în viața voastră, uitați-vă la greșelile pe care le-ați făcut într-o circumstanță similară în trecut și învățați ceva din acele greșeli. Îmbunătățiți ceva de data aceasta. Da. Cam asta e cel mai important lucru pe care pot să vi-l spun aici cu această arcană majoră. Acum, nebunul reprezintă în tarot și planeta Uranus, care este octava superioară a planetei Mercur. Prin urmare, fiți deschiși la neașteptat. Fiți deschiși către surprizele pe care universul le are pregătite pentru voi. Și ultimul mesaj care îmi vine așa în minte cu tot acest simbolism aici este să fiți foarte atenți, pentru că aici e o foarte mare posibilitate să aveți probleme cu tehnologia. Pentru voi nu e neapărat momentul ideal să vă cumpărați un telefon, o tabletă, un televizor, na, nimic electric, electronic, nu acum. Mai așteptați până în septembrie. Bine, dragii mei săgetători? Hai să vedem ce noi moduri de gândire ați putea să îmbrățișați sau să adoptați, ce idei noi ați putea să adoptați în această perioadă ca să vă meargă mai bine. 4 de săbii. Cel mai bun lucru pe care poate să-l facă săgetătorii acum este să adopte un lifestyle de wellness. Ce înseamnă asta? Să fiți mai atenți per total la stilul vostru de viață, dar în special la calitatea somnului, da? Pentru că sunteți foarte obosiți, pentru că nu puneți suficient accent pe asta și pentru că asta v-ar ajuta cel mai mult ca să vă simțiți mai bine, să aveți mai multă energie și să puteți duce la bun sfârșit toate planurile și proiectele pe care le aveți. Calitatea somnului în luna august pentru săgetători este direct proporțională cu succesul în viața de zi cu zi. Punct. Asta e aici pentru voi mesajul. Bine? Și nu în ultimul rând, hai să vedem pentru săgetători ce aspect al vieții voastre vine să fie deblocat de acest Mercur retrograd. Da? Vine Mercur retrograd și deblochează ceva, iar dacă noi nu ne luptăm cu Mercur retrograd, dar nu ne luptăm contra curentului, ci înțelegem că ăsta e scopul momentului, ca să ne ajute și să ne deblocheze ceva, să ne fie nouă mai bine și lucrăm cu energia, nu împotriva ei, putem să avem succes. Hai să vedem despre ce este vorba. Aici este vorba despre cinciul de cupe. Văd că foarte mult timp săgetătorii au fost blocați într-un mindset pozitiv, dar fals. Adică ați etalat această falsă imagine de pozitivitate și optimism, dar în sinea voastră voi ați suferit foarte mult. În sinea voastră voi poate n-ați avut mereu încredere în lucrurile pe care le-ați pus și le-ați afișat în exterior. Dar ați zis, hai nu, trebuie să zic că o să fie bine și că am încredere, că asta e imaginea pe care eu vreau să o afișez public. da? Sau pentru că cineva v-a învățat că mindset-ul pozitiv vă ajută să manifestați. Da. Mindset-ul pozitiv ne ajută să manifestăm, dar trebuie să fie aliniat și cu ce se întâmplă în interiorul nostru emoțional. Că dacă noi emoțional avem și un grăunte de dubiu, lucrurile nu o să iasă așa cum ne-am planificat. Ba dimpotrivă, s-ar putea să iasă chiar pe dos. Și atunci ce vine aici? Acest Mercur retrograd se elimine din viețile săgetătorilor. Sunt tocmai aceste dubii interioare. Și cum le eliminăm? Mai întâi le acceptăm că sunt acolo, da? Deci mai întâi Mercur retrograd o să vină și o să vă zică: nu ești atât de optimist cum ai crezut, nu ești atât de pozitiv cum ai crezut, nu ești atât de bun la a manifesta tot ceea ce îți dorești în viața ta cum ai crezut. Și odată ce îți arată Mercur retrograd chestiile astea, pe urmă, 5 de cupe zice: da, acolo e o lecție de învățat. Și odată ce înveți lecția aia, de acum înainte o să poți să te raportezi altfel la eșec. O să te raportezi la eșec ca la o încercare care nu a ieșit, dar acum măcar sunt mai aproape de a găsi soluția potrivită. O să te raportezi cu totul și cu totul altfel la lucrurile care nu ies așa cum ți-ai planificat în viața ta și atunci, într-adevăr, vei fi mai aproape de acel master manifester, da? Acel geniu al manifestării și, într-adevăr, lucrurile o să se întâmple în viața ta mult mai fluid, cu mai mare rapiditate și mai mare ușurință. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, dragii mei! Nu uitați să mergeți pe canalul meu de YouTube, să căutați și alte analize astrologice și de tarot pe care le-am pregătit specific pentru semnul vostru zodiacal. Încă o dată, dacă v-a plăcut această filmare, dacă v-a plăcut această analiză, dacă ați găsit aici măcar o fărâmă de sfat care să vă ajute în continuare, nu uitați să dați un like acestui video, să vă abonați canalului meu de YouTube, să vă alăturați acestei comunități gratuite pe care încerc să o construiesc aici, să creștem și să ne dezvoltăm împreună cât mai frumos, cât mai armonios, pentru binele nostru și pentru binele tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept și în videourile următoare. Acum aveți pe ecran câteva exemple, vedeți, poate ceva vă atrage atenția. Până data viitoare, vă doresc tot binele din lume. Pa, pa!